Dar și afaceri din punctul de vedere, branduri pe online, trag mâța moartă de coadă. Dar eu sigur că dacă eu îți spun, tu n-a să le știi. Usate. Și am descoperit că el are o emisiune pe YouTube în care face review. E că intră atât de rău că eu nici nu țin minte la ce face la acolo review. Dar îmi pare că la filme face review. Trebuie să mă conectez. Mă cheamă ieri Liviu Ladensu. Liviu, prieten, fost student, că vrea să filmeze un spot și să-i dau niște sfaturi. Vorbim noi despre spotul lui și la un moment dat eu zic de asta arăt la ce lucrez acum. Și când i-am arătat, el zice, dar tu n-ai văzut acolo un băiat a vorbit despre tine? Ce, adică a vorbit despre mine, ce ai în vedere? Nu despre close-up, despre emisiunea ta și așa mai departe. Dar ce a vorbit? De rău. Apari și tu aici. Vin să vezi. Hai, dă-i în play. Dar și afaceri din punctul tău de vedere, branduri pe online, trag mâța moartă de coadă. Dar eu sigur că dacă eu îți spun, tu n-a să le știi. Usate, care filmează clipurile lui Mani. Da. Să te uiți la clipul și ala... Bravo. Da. Usate, eu găsesc, nu știu, undeva. Îmi pare că pe pagina lui, că ne-am pus să urmăresc, dacă tot omul e un fel de coleg de breaslă, deși nu-i, nu-i în același domeniu, am pus să-l urmăresc. Și am descoperit că el are o emisiune pe YouTube în care face review. E că intră atât de rău că eu nici nu țin minte la ce face el acolo review. Dar îmi pare că la filme face review. Și el stă, băi, te uiți, imaginea e aur, e perfectă. Omul știe ce face, adică lumini, tata asta, țiața. Dar ca conținut, eu nici nu țin minte ce a făcut. Și mă uitam acolo, 300 de vizualizări, 200 de vizualizări, adică... Adică eu m-am uitat, eu credeam că poate omul a încercat, ia ca la început. Băi, mă uită, e un an, 2 ani, adică 200 de vizualizări, de unde atât entuziasm? Știi? Încearcă poate schimbi ceva, nu? Adică tăi-te-s la fel și tăi-te așa un an, ăia și... Eu aș fi vrut să am atât entuziasm și putere, știi, să facă atât așa periodic. Nu. Interesant. Multe de ăștia oameni. Asta, dacă vrei, nu știu, dacă îmi dai 2 minute să-ți povestesc pe scurt o chestie, asta e un sindrom, un fenomen. Îmi pare că chiar și medical, e atestat, e aprobat medical, se numește sindromul Concordia. Britanii și cândva au făcut în adică. Bun, hai, fără medicină. Ce-i cu acest tip? Ce nu-i place lui? De ce? Hai să încercăm să fim... adecvați. Vreau ca să înțeleagă și acei care mă urmăresc poziția mea în genere ca om sau dacă pot să fiu numit regizor de film în țara asta. Hai să mai ascultăm o dată să vedem și vreo om. Usate, care filmează clipurile lui Mani. Să te uiți la clipul și ala... Bravo! Îi place clipul. Mă bucur, da. Deci Dragoș, care o afla de un usate pe care n-au știe nimeni, o aflat prin intermediul unui clip care i-a plăcut. Dragoș, eu am filmat clip nu numai la Mani, am filmat clip la mai mulți interpreți de la noi din țară. În momentul în care mi-am creat al meu canal unde eu vorbesc despre filme, despre pasiunea și ceea ce îmi place cel mai mult în viața asta, filmul care a devenit deja activitate din viața mea, eu n-am încercat să mă laud cu cealaltă parte ca clipuri, spoturi și multe alte comenzi care le-am făcut cândva, ca fiind, nu știu, eu cel mai talentat, deștept și din cauza asta eu acum recomand un film. Eu am început să vorbesc pur și simplu de ceea ce mie îmi place. Usate, eu găsesc, nu știu, undeva, îmi pare că pe pagina lui, că ne-am pus să urmăresc dacă tot omul e un fel de coleg de breaslă. Un fel de coleg de breaslă. Aș vrea să văd, Dragoș, ce lucrări ai tu, dacă totuși te consider coleg de breaslă. Am pus să-l urmăresc. Și am descoperit că el are o emisiune pe YouTube în care face review. E că intră atât de rău că eu nici nu țin minte la ce face el acolo review. Dar îmi pare că la filme face review. Îmi pare că la filme. Ca conținut? Eu nici nu țin minte ce a făcut. Și mă uitam acolo, 300 de vizualizări, 200 de vizualizări, adică... Ok, 300 de vizualizări, 200 de vizualizări. Adică eu m-am uitat, eu credeam că poate omul a încercat, ia ca la început. Băi, mă uită, e un an, 2 ani, adică 200 de vizualizări, de unde atât entuziasm? Așa. Să zicem că eu sunt Dragoș. Eu văd ceva ce mie îmi place, eu mă uit oare și nici omul ăsta, dă să-l urmăresc, păi un creator, da? Cum a spus el? Un fel de coleg de breaslă.
Eu îl urmăresc și printre altele eu văd că acest om mai face o emisiune care nu are niciun succes. Din curiozitate eu deschid acest video. Ok, mie nu-mi place, Dragoș, noi nu toți suntem la fel, ceva, ție nu-ți place ceva, mie nu-mi place, asta e ceva normal. În această situație, pe mine mă uimește curiozitatea lui Dragoș ca el să intre, de exemplu, în toate videourile mele, să fac o analiză, să vadă la fiecare video câte vizualizări am eu. Dragoș, vizualizările la video sunt scrise cel mai mărunțel. Un pic mai mașcat decât vizualizările, e scris titlul videoului și la fiecare titlu este scris un film. Și de obicei eu aleg filme care fie sunt premiate la festivale, fie au o valoare artistică sau o valoare istorică. Tu, care te consideri coleg de breaslă, părerea mea să nu cunoști așa oameni ca nu, sau de exemplu așa filme recent, de exemplu Paraziții, 1917, filme premiate și la Oscar și la Cannes. Dar am și de lui Spielberg, am și Balada Narayama, de exemplu, să nu cunoști, care Palm d'Or o luat și așa mai departe. Ce fel de specialist consideri tu? În parcă la filme faci review. Asta e de parcă eu aș fi pictor și n-aș ști că coexistat cândva un Da Vinci sau un Picasso. Cum poți tu să faci ceva fără să cunoști adevărații colegi ai tăi de breaslă? Am dreptate sau nu? 1. Titlul, ți nu-ți vorbește nimic care e mai mășcat decât vizualizările. Posterul videoului, da, unde sunt imagini din filme cunoscute. Și tu să zici că pare-mi să despre filme faci. Dragoș are vedere de vultur. El vede și cele mai mărunțări cifre. Ceea ce-i sub nas, el nu vede. De unde atâta entuziasm? Se întreabă Dragoș cumva sarcastic, dar nu din entuziasm. Oamenii se apucă, de exemplu, să fac un canal YouTube. Nu e entuziasm, e ceea ce ne mișcă. Pentru mine, un om care nu are o pasiune și care nu face ceva din entuziasm, părerea mea, degeaba trăiește. Și este fericit acel om care își găsește poziția, își găsește direcția, zona în care vrea să activeze și o transformă în stil de viață. Și dacă ești capabil să te întreții din ceea ce faci, să primești plăcere din ceea ce faci și să te mai împarți cu oamenii, încercând să fii util pentru toți ceilalți, păi ți-ai găsit locul potrivit. Asta e punctul meu de vedere, poziția mea ca om, ca cetățean. Eu îmi pun întrebarea, ce te mișcă pe tine? Salut, bleați! Oricum curiozitatea crește și mă, eu mă întreb, dar și faci acest coleg de breaslă? Dau câteva minute mai în urmă. Sau eu aveam ideea. Stai. Eu asta era, cred că erau două ramuri în pre-production. Sau eu aveam ideea pe care pe urmă cumva o dezvoltam, producând-o, o dezvoltam, de exemplu, dacă nu știu, emisiunea care pe care. Bun, și cum se întâmplă? Tu ai zis pre-producție și apoi eu știu de producție și post-producție. Era? Deci Dragoș îi explică lui Vadim despre preproducție, producție ca un specialist, da? Vadim, care nu este din domeniul video, îl întreabă pe Dragoș o întrebare normală. Bun, tu ai zis de preproducție, am mai auzit de producție și postproducție, zi-mi, te rog, și asta. Dragoș îi spune. Cum se întâmplă? Ia că tu vii, îmi spui, ia că ne întreba asta. Uh-huh. Mă lași pe mine cât îți spun eu ție, uh-huh, că îmi trebuie timp să generez câteva idei. Ne întâlnim, eu ți le povestesc, dacă stabilim una, mm-hmm, se începe procesul de producție. Ok, hai. Mm-hmm. Și în producție și intră. Că până acum am fost pre-producție. Da. Începe procesul de producție, eu fac lista de achiziții sau renturi care ne trebuiesc nouă. Facem locațiile, stabilim și așa mai departe. Na, timpul, graficul, tot. Asta tot e făcut pentru pilot. Dragoș, preproducție este etapa de când scenariul e finisat și toate acțiunile care le faci tu până în prima zi de filmare. Și aici intră casting, prospecții, cauți locații, costumi, plan de filmare, storyboard, planul pe cadre, cât timp îți trebuie pentru o scenă, pentru o altă, planul de cheltuieli, tot absolut. De ce este importantă preproducția? Cu cât mai bine te pregătești, te organizezi, cu atât mai puțin bani ai să cheltui în producție, pentru că banii se duc în producție și fiecare zi de filmare costă. Dar producția este însăși etapa de filmare, după care logic vine post-producția, unde deja e montajul, video, sunet, mixaj, efecte și așa mai departe. Niciodată nu plănuiești pe un an. Și din asta Dragoș a ajuns la concluzia că nu se merită să trage mâța moarte de coadă.
nu se merită să tragi muța moartă de coadă. De fapt, nu m-am gândit niciodată de ce proiectul meu are un succes sau nu are un succes, pentru că nu am avut așteptări mari din start. Este un proiect de suflet și este ceea ce eu fac chiar dacă nu aș posta. Asta e ceea ce eu mă ocup. Când sunt cu un prieten la o bere, permanent îi vorbesc despre un film, îi recomand ceva. Oamenii în jurul meu deja au înțeles că în domeniul filmului ei pot învăța. Din cauza asta sunt mulți care mă întreabă, cer un sfat și așa mai departe. Și mie îmi place să fac asta. Eu știu că asta nu prinde la public. Eu știu că masa preferă mai mult filmele comerciale, distractive, dar încerc măcar la cineva să ajung. Fie 1, 2, 3, nu contează, dar care să înțeleagă. Și de când eu am început să fac asta, au fost oameni care au reacționat pozitiv și chiar le place ceea ce fac. Asta mă motivează și pentru mine nu contează că acolo sunt 4 milioane de abonați sau 400 de oameni. Eu țin minte când l-am chemat pe Valer Alioschi, dar el credea că eu am un canal ceva popular, știi, e unul sot, el a filmat la căpșon, l-a, și vine Valera la mine în apartament ăsta, să uită așa. Și, da, eu m-am uitat acolo la tine pe YouTube, am văzut eu câți abonați ai tu, și am uitat, dar și așa interes, dar câți acolo, 100. Și el îi spun, Valera, ia ne imaginează-ți tu acum, că stai la masa asta, eu te filmez, noi vorbim, imaginează-ți că în fața ta stă 100 de oameni. Și el așa, băi, știi, da, băi. Adică, nu, într-un film, pare mi se văzusem, era un film în care încerca să se transmită un mesaj, precum că filmul clasic, pe peliculă, deja moare, dispare magia filmului, dispare atmosfera asta care era cândva. Acum deja pornește un alt val, o altă direcție a filmului, cu toate tehnologiile, digitalul și așa mai departe. Și în filmul ăsta, așa subtil, cumva era băgat un mesaj, că atâta timp cât există măcar un spectator, nu poți spui că filmul a murit. Și era interesant că în filmul ăla, ultimul spectator care era arătat în sală era orb. Mine filmul m-a format foarte mult și din cauza asta eu m-am dedicat filmului și nu fac asta ca să mă întreb cu cineva, da? Pentru mine nu numărul vizualizărilor contează și nu vizualizările sunt dovadă la cât de valoros este ceea ce faci tu sau nu. Atâta timp cât tu depui suflet, o faci sincer și ai o intenție sănătoasă, eu nu văd o problemă. Eu nu am venit pe YouTube ca să mă măsor cu Dragoș la cine p***a mai lungă, nu? Cum mi-a spus și profesorul meu cândva, ți-o spun ca la un frate, nu lungimea contează, dar contează cum f***a. Și dacă am trecut deja la f***a, vreau să-ți mai spun că nu contează câte fete ai f***a, dar sunt și alte valori în lumea asta, valori care nu se măsoară în vizualizări, în bani sau, nu știu, în faimă și așa mai departe. Părerea mea. De fapt, asta e ceea ce mă întristează în lumea modernă. Sunt omul pasionat de tehnologie, sunt omul care încerc să duc pasul cu tot ce-i nou și ce apare zi de zi, urmăresc. Sunt acel om, acum cred că să uimesc pe toți, care eu ador TikTok-ul pur și simplu. Eu deja am 33 de ani, eu am descoperit TikTok-ul când încă nu era popular. Și eu arătam prietenilor, să uitau, ce ești nebun, la ce te uiți tu? Fac o mică paranteză. Dar am să mă întorc înapoi la Dragoș. Țin minte YouTube-ul când abia apăruse. Deci YouTube-ul când, prin anii, nu știu, 2007-10, nu era YouTube-ul cum e azi. Azi deja pe YouTube există emisiuni în care se investesc, emisiuni care au depășit mult televiziunea. La început YouTube-ul era plin de pricoale. Și prin acele pricoale am văzut odată eu mă aud? Am văzut o șoară. Am văzut o șoară care lua un capac de plastic și s-urca pe acoperiș, o punea pe zăpadă, era iarnă, și aluneca la vale. Lua capacul, suie iar pe acoperiș, punea capacul pe zăpadă și aluneca la vale. Video care a devenit viral. Acum eu asemenea video le găsesc pe TikTok. Eu am găsit pe TikTok un hamicioc care... Am văzut un jițel care băga capul în niște lături. Da, asta e un precoș și aici vorbesc acum poate un pic pe dealuri. Eu, ca spectator, văzând aceste animale, eu metaforizez ceea ce văd. Pentru că eu permanent gândesc, privesc prin prisma la tot ce am în mine. Înțelegi ce vreau să spun? Și metafora care o văd eu în aceste animale este că ele nu fac ceva cu un scop anume. Ele primesc plăcere de la proces.
Și atunci, în momentul în care ele descoperă ceva, ele pur și simplu fac asta. Și eu cred că noi trebuie să facem la fel. Tu dacă îți pui scop că vrei să ajungi pe muntele Himalaya și atâta timp cât urci muntele, te uiți în vârf, n-ai să ajungi niciodată. Dar dacă ai să o faci zi de zi câte un pas mărunt și ai să te uiți la picioarele tăi, nici n-ai să-ți dai seama când deja ai să ajungi acolo. Și asta e problema. Deja oamenii nu au răbdare și își pierd entuziasmul. Unica frică care o am eu în viața asta e să nu-mi pierd entuziasmul, pentru că eu mi-am găsit locul meu. Eu știu cu ce vreau să mă ocup și dacă o să-mi pierd entuziasmul, tot ce o să fac eu nu o să mai fie sincer, nu o să fie al meu, o să fie de dragul vizualizărilor și nici n-am să mă uit la ce ieși sub nasul meu. N-am să ascult, am să mă dau dus de val, am să fiu parte dintr-o turmă și am să-mi pierd individualitatea. Asta e părerea mea. Eu nu știu dacă greșesc cu ceva sau nu. Cum spune Dragoș, lui i-au plăcut clipurile mele, da? Nu știu pe care, el a zis de mani, cred că nu le-a văzut pe toate. Clipuri care le-am făcut tot din entuziasm. Și rădăcina acestui entuziasm este de fapt dragostea față de film, ca artă. Acea artă cinematografică adevărată, filmul are o mare problemă. Diferența între comercial și film de artă, între ele există o gaură. O gaură care împiedică mult spectatorul să mai ajungă și în partea asta. Eu pot să înțeleg publicul simplu, eu pot să înțeleg omul de rând. Nimeni nu e obligat să studieze, să afle cine a inventat camera, cine a inventat montajul și așa mai departe. Nu, nu este o obligație nimănui. Dar dacă tu te consideri om din domeniul ăsta, care filmează, montează și dă sfaturi altora, să nu cunoști tu anumite bază și să intri pe canalul meu și să zici că pare mi se despre filme vorbea. Dragoș. Am intrat și eu pe canalul tău. Eu am o stimă și un respect față de toți care încearcă ceva să facă. Cei care mă cunosc pot să afirme asta, pentru că pe foarte mulți am ajutat și sunt deschis să ajut în continuare. De ce zic că respect pe oricine care face ceva? Pentru că eu știu că asta e o muncă enormă. Și da, eu câteodată mă simt vinovat față și de cei 400 oameni pe care nu i-am impus să aboneze, au venit singuri pe acest canal, dar nu le pot oferi content sistematic, nu pot să interacționez cumva cu ei, pentru că nu este YouTube acea platformă cu care vreau să mă ocup full time. Am job, am probleme și eu că sunt probleme personale, mai ai un proiect, o comandă, mai vrei să faci un proiect de suflet, un scurt metraj și așa mai departe. De fapt, pentru mine, știi ce înseamnă mâța trasă de coadă? Atunci când eu caut de unde noi vreo o nouă idee pentru a mai posta ceva când am postat de mult. Eu, de fapt, vorbesc doar atunci când pe bune văd ceva care îmi place și simt că pot să transmit ceva. Și nu mă încordiez pe loc drept să fac videouri de dragul videourilor. Atrage mâța moartă de coadă. Bun, prima ce mi vine în cap, eu am lucrat la televiziune 5 ani de zile, dacă nu chiar mai mult, eu am făcut emisiunea Ora de Ras. Hai să dăm drept exemplu această emisiune. O emisiune care, dacă întrebăm în stradă pe fiecare, aproape, dacă nu fiecare, peste unul, oamenii vor spune că da, au auzit, o cunosc sau chiar o urmăresc. Faptul că oamenii cunosc de această emisiune, asta înseamnă succes pentru emisiune? Asta înseamnă că nu este o mâță moartă trasă de coadă? Sau totuși este o mâță moartă trasă de coadă, pentru că în ciuda faptului că ea deja există de mai mult de 10 ani, pare mi se, în țară nu se schimbă nimic. Dar acești oameni pretind a spune un adevăr. Este o mâță moartă trasă de coadă, da? Din bățui cu două capete. Pe de o parte, e o mâță moartă trasă de coadă, dar pe de altă parte, e și un succes. Să gândim și altfel, la urma urmei, noi toți murim. Orice n-am face în viața asta, atunci care e sensul? Care-i sensul dacă până la urmă toți avem același final? Nu tragem noi o mâță moartă de coadă atât timp cât trăim? Și dacă toți avem același final, n-ar fi mai bine să ne gândim la ceea ce facem și să o facem din entuziasm, din plăcere, spunem acolo ceva esențial, valoros, nu doar azi sau mâine, ceea ce intrăm, de exemplu, pe internet și peste o săptămână deja devine uitat, sau, dar să rămână valoros mereu. Și prin ceea ce facem noi să încercăm să fim utili celor din jur. Da, Radu încearcă să facă... Radu, de unde a luat eu Radu? De fapt, Dragoș tot încearcă să fie util celor din jur. Și am intrat pe canalul lui, el are un canal și știi cum se numește? Dragoș are un canal care se numește Nu Filma Blea. Ce videouri are Dragoș? Frica de cameră. Scapă de frica de cameră în 6 pași. Ce mai face Dragoș? Dragoș are așa video ca...
3 aplicații de montaj. El încearcă să dai niște sfaturi despre montaj. Folosește muzică p***asă în video-ul tău. Cum am început în video? Echipament. Ia zi, cum a început Dragoș în video? Pe lângă partea asta tehnică, mai am niște idei în direcția creativă și e ca cu dânsele, aș vrea să aflu părerea voastră și aș vrea să văd câți oameni chiar ar vrea să încerc să arăt chestia asta. Adică... Ce am eu în cap? Eu mă gândeam, băi, există partea tehnică pentru care sunt tare, tare mult. Asta mă interesează mai mult și îmi pare că... că bărbații trimit penisul, fotografii de penis la femei, asta nu e problema, adică dacă femeia vrea și dacă femeia trimit fotografii de penis, dar cum le faci? Asta e foarte important și eu de mult deja povestesc că există o tactică, o schemă după care sunt niște reguli pe care contrajur macro. Bun, gata. Deci ce să mai spun? Des ori când mă întreabă lumea, deși eu fac ce aici fac, nu la canalul de YouTube, dar în genere, că predau la academie, că entuziasmul ăsta al meu să mai filmez un scurtmetraj, să mai fac așa, toată energia, timpul, practic, tot mereu am investit doar în asta. O perioadă de timp eu nu puteam să dau răspuns la întrebarea asta, dar la un moment dat, cumva, orică te mai maturizezi un pic sau vine acel scop și când tu îl vezi, parcă înțelegi pentru ce trebuie să te dedici. Și eu am ajuns la concluzia că dacă ceva iubești, trebuie să te dedici și să o faci cu dedicație. Altfel, tu ai să ai, mereu ai să ai dubii, obstacole care o să te împiedice. Și scopul meu la momentul de față e să nu mă opresc din ceea ce fac până n-am să aud că la noi în țară există cinematografie. Iată cam așa. Nu te râde. Dacă vrei să te râzi, e că este aici video, să te râzi, e că aici video, să te râzi. Numai nu te râde din ei, blea, de aici. N-am spus nici amuzant. Nu și? Nu filma, blea!